Bun găsit! Încă de la primele ore ale dimineții, credincioși au început să vină în număr destul de mare aici la Mitropolia din Iași. Mulți au vrut să intre în perimetrul stabilit pentru cei care voiau să asiste la slujbă, iar alții s-au așezat încă de dimineață la rând. În momentul de față, pelerinii așteaptă între 2 și 3 ore pentru a ajunge aici la Racla cu moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva. Zilele trecute nu au fost mai mult de 2000 de oameni care așteptau simultan la rând, însă astăzi numărul lor a depășit 5.000 de persoane. Până în momentul de față, peste 70.000 de credincioși au trecut pe la Racla cu moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva. Ei au venit din toate colțurile țării pentru a se închina. Oamenii ne-au spus că nu se tem de boală și atunci când au credință depășesc mai ușor aceste momente. Și 12.000 de sarmale vor fi împărțite astăzi credincioșilor. Anul acesta s-au împlinit 380 de ani de când moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva sunt la Iași. Racla va rămâne spre închinare până mâine aici în curtea catedralei.